a fost cel mai bun jurnalist creștin evanghelic din România. El era autentic, atât ca om, cât și ca slujitor. A jucat rolul bunului samaritan. Muncea extraordinar de mult, tocmai oboseala l-a repus pe drumul de la București la Iași. Profesionist dedicat în tot ce a făcut, nu doar jurnalist TV, ci și audio, informat, mereu avizat, mereu argumentat și mereu cald. Se ducea acasă la părinți și a ajuns acasă la cel pe care l-a iubit și l-a slujit. Era așa de fericit și așa de mândru cu copiii lui, pe soția lui o alinta mereu și îi spunea iubita mea și o întreba ce să-i cumpere din oraș. A fost un comunicator prin excelență. Era un om de o generozitate și de o cingășie greu de scris, cel mai sensibil bărbat pe care l-am cunoscut de-a lungul vieții. În primăvara anului 90 am fost invitat de domnul Vartan Arachelian de la Televiziunea Română să propun un tânăr intelectual care să devină realizator de programe la secția Viața Spirituală. A reprezentat cel mai bine mișcarea evanghelică în cadrul televiziunii române. În copilărie sau în tinerețe, nici nu știu câți au visat dintre cei din jurul meu că va veni o vreme când se va putea face mass media creștină în România. Jurnalismul era o formă dedicată de mercenariat. Am fost inginer, dar a fost un inginer făcut, iar nu născut. N-am visat tranzistor niciodată și când s-a produs această schimbare în 89, am zis să nu mai pierd timpul cu ingineria. Imediat după Revoluție s-a înființat redacția Viața Spirituală la Televiziunea Română și mulți am visat că se schimbă lumea și eu, care aveam viața schimbată de Biblie, am zis că probabil acum este ceasul ca și alții să o afle, să o cunoască, să o citească. Și așa am ajuns acolo. Unul dintre oamenii care a tras de mine în privința aceasta a fost Ioan Alexandru. El mi-a zis: Cristi, avem nevoie astăzi de cizmari creștini, de profesori creștini, de medici creștini, în toate domeniile. Nu m-am gândit la Televiziunea Română. Mi se părea un teritoriu plin de întuneric, de compromisuri, de manipulare, de demoni, dacă vreți, că există și demonii înșelătorii, demonii întunericului într-un fel sau altul. Și când am intrat prima dată pe poarta televiziunii, în 90, ca să mă înscriu la acel examen, am făcut un fel de legământ cu Dumnezeu. Am zis: Doamne, dacă Tu m-ai ajutat în anii ăștia ai apăsării comuniste să-mi păstrez credința și să nu fac compromisuri, te rog să mă ajut și acum, în vremea libertății. Dacă mi se va cere să fac compromisuri, să fiu gata să plec, decât să mă vând. Sunt multe compromisuri în fața noastră, scurtături, dacă vreți. Au de-a face cu banii, cu căpătuiala, cu prestigiul, cu acceptarea de către ceilalți. În televiziune erau foarte mulți oameni care erau legați de securitate, oameni ai sistemului, oameni gata să facă tot soiul de compromisuri și pe linia asta a integrității sexuale. Pentru un bărbat este foarte important să se arate din start că nu-i disponibil. Și dacă vrei să îți câștigi respectul în orice grup, începi să vorbești despre soția ta. Cum am început să lucrez la Televiziunea Română, am început să fac copii și le-am povestit colegilor cât este de sublim să fii în sala de naștere atunci când naște soția ta. Și când te ții de astfel de lucruri, colegii le înțeleg că ești un caz pierdut pentru ele. În toți acești ani, cea mai grea ispită nu am primit-o nici de la marxiști, nici de la masoni, de la un mare lider religios care a zburat cu avionul din America aici și mi-a oferit să fiu director pentru România al televiziunii lui. Voia să-și întindă imperiul aici și care mi-a oferit casă cu grădină. Știam că banii ăia nu sunt binecuvântați, n-am putut să accept așa ceva. Eu dorm foarte liniștit, dorm puțin într-adevăr. Dumnezeu ne plimbă prin oaze, dar ne plimbă și prin pustiu. Există momente de binecuvântare când stai în Betania și există momente de binecuvântare când stai în mijlocul luptei, în Iureș,
Și acum de 2 ani și jumătate se pare că unii oameni au înțeles de-a bine la mesajele din filmele mele și s-au gândit să mă hrănesc cu pâinea întristării. Ultimul film concret pe care l-am făcut înainte de zvârlirea mea în această înfundătură s-a numit Protestanții în România. Am amintit la sfârșit de faptul că unii și-au sacrificat chiar viața și libertatea pentru a răspândi Evanghelia în România. Unii au zis probabil ce ar fi ca asta să fie cântecul de lebădă al lui Cristi. Da, eu cred că Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. Se numește trafic de casete, ceea ce fac eu în acest moment, adică urmăresc să fie casetele găsite și la locul lor și băgate în computer. Am recunoscut mâna lui Dumnezeu pentru că m-a trimis într-un colț unde am un coleg bolnav tare și un alt coleg ateu și care amândoi au nevoie de Hristos. Cred că Dumnezeu are un rost pentru noi în relații cu colegii noștri și la un moment dat una dintre colegile mele, care îi spusesem despre Domnul, s-a îmbolnăvit grav, un cancer foarte neplăcut la creier. Ea era o fată foarte deșteaptă, cu premii. Când s-a întâmplat această zdrobire, ea a acceptat mâna lui Dumnezeu și încetul cu încetul s-a deschis tot mai mult pentru Evanghelie, tot mai mult și tot mai mult, și eu cred că o vom întâlni în veșnicie. Am avut convingerea că Dumnezeu a lucrat în viața ei și pot să spun că Dumnezeu m-a ajutat să-mi câștig cumva dreptul de a fi ascultat. Și într-un fel și pentru că m-am purtat frumos cu ea ca femeie. Poate n-aș fi îndrăznit să mai spun nimic despre Domnul Iisus dacă aș fi flirtat sau dacă m-aș fi jucat cu sufletul ei înainte. Și uitați-vă că Dumnezeu a lucrat și înainte de a pleca în veșnicie s-a împăcat cu Domnul. Eu cred că în orice loc ne pune Dumnezeu, ne-a trimis la un trib să învățăm limba acelui trib. În cazul meu este tribul jurnaliștilor. Și colegii noștri au și rănile lor, frustrările lor, disperările lor, întrebările lor. Noi nu cred că trebuie să ne vedem înconjurați numai decât de inamici, ci de posibil frați. Așa cum spunea la un moment dat într-o poezie Ioanid, azi sunt străini, mâini poate frați. S-a demonstrat că o parte dintre dovezile aduse de partea evoluționistă au fost falsuri. De aceea este legitim să facem recurs la procesul maimuțelor. Pe măsură ce știința a descoperit mecanismele extrem de complexe care se desfășoară la nivelul intim al fiecărei celule vii, a fost tot mai greu să se susțină teoria evoluției și din cauza aceasta foarte, foarte mulți, tot mai mulți biochimiști au schimbat și au trecut de cealaltă parte a baricadei. Trebuie să alegem între bine și rău, între viață și moarte, între adevăr și minciună. Până ne vom reîntâlni, vă las pe mâini bune. La revedere! Dumnezeu s-a hotărât să nu facă vior Stradivarius. De ce? Cum așa? Dumnezeu face vior Dumnezeu. Cel mai bun jurnalist creștin evanghelic din România.